Dacă vrei să apari în următorul meu episod, apasă chiar acum butonul de like, abonează-te la acest canal, activează clopoțelul și scrie în comentarii jocul tău preferat, literă cu literă, mai exact o singură literă pe comentariu, fără să fii întrerupt. Iar eu voi alege de fiecare dată 5 oameni care să apară în următorul meu episod. Succes! Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu, sper că aveți o zi minunată și bine ați revenit, cel mai probabil, la cel mai horror episod de Minecraft pe care o să-l vedeți vreodată în viața voastră, deoarece astăzi o să intrăm pe o versiune de Minecraft, bro, o versiune super dubioasă și foarte, foarte ciudată, care într-un fel, bro, este cum e, gen, cum e deep web-ul pentru internet, adică arată lucruri care există în Minecraft și de care noi, să spunem, nu știm, bro, și mai bine nici măcar nu am vrea să știm. Nu uitați să apăsați butonul de like, după cum vedeți, nu am un hype așa mare, deoarece versiunea asta, numai când intri în joc o să vezi despre ce este vorba. Nu uitați de like și un subscribe dacă mai vreți să facem episoade de genul și de ce nu să facem chiar o serie pe această versiune. Și eu zic, hai să intrăm în joc. Horrorcraft, deci băi, îmi zice dacă vreau să mor singur, alone, sau dacă vor să mor cu tovarășii mei. Asta înseamnă multiplayer, dar puteau să scrie multiplayer, nu să se complice. Bă, frate, bă, ce cu versiunea asta super, super ciudată de Minecraft. Ok, hai că să dau die alone, adică să mor singur. N-am nicio nume logică, nu m-am jucat Creamy World, New Horror Craft World. O să-i zic Marius Iacu, așa o să numesc lumea. Haideți să vedem dacă avem alte opțiuni, bro. Bă, mă simt foarte, foarte ciudat, pentru că e super ciudat. Și văd, îmi arată aici în dreapta că am 30 de FPS-uri. Gen că e blocat acolo. Nu știu, fica asta face parte din joc. Urmează să vedem. Dăm bonus chest on și dăm și allow cheats în cazul în care se întâmplă ceva, bro. Hai să stăm aici un create new world. Bro, mamă, mă sperie. După o să vedem despre ce este vorba, că îmi zice că am 30, că sunt blocat la 30 de FPS-uri. Știți, dar nu înțeleg de ce. Bro, s-a oprit muzica. Bro, 0%. Bă, ce se întâmplă? Uitați, mamă, da, câte chestii. Hopa! Am găsit o biserică, bă, am găsit o... Bă, am găsit o biserică... Băi, nu, stai să zic, stai să zic că... Eu cred că asta nu-i așa din întâmplare. Mamă, dar mi se mișcă super, super ciudat, bro. Bă, e ciudat rău de tot. Bro, ce se întâmplă? Bă. Ok, uitați-vă aici clădirea asta. Hai să mergem, bro, aici. Puteți să intrăm? Oh, shit! Oh, și bă, mi-e frică să intră. Ok, hai că am intrat. Mamă, are și subsol, bro. Ok, are și subsol. Mamă, da. Să nu cumva să mi se întâmple ceva, bro, pe aici. Să nu fie vreun boss de ăla sau ceva de genul. Bro, mamă, da, de ce tot se aude cioara aia, bro? Mamă, să nu fie vreun boss. Aoleo, bun. Deci sus nu vedem ok, bro, vedem asta. Dar nu vedem absolut nimic adubio. Mamă, de că, wow, bro, cum se vede pădurea. Mamă, și chestia acolo. Bun, guys, de sus la biserica asta, turnul ăsta, bar, nu am ce să-i zic. Nu, cum zice, nu avem nimic. Hai să mergem jos, bro, pe partea de jos. Hai să ajungem odată de unde am venit. Unde? Cred că de aici am venit. Da, exact, bun. Și acum hai să mergem jos, bro. Mamă, deci cred că jos e șmecheria. Sau fi că jos nu-i nimica. Bro. Bă, băieți, bă. Bă. Bro, voi auziți sunetul ăla? Bă, se aude un sunet. Bă, eu nu mă duc mai jos, bă. Bă, hai că nu mă duc. Bro, se aude cineva aici. Bă, ce-i asta? Bro. Bro, ce se aude, băi? Băi, ce-i cu versiunea asta? Cine-i ăsta, man? Bro, am găsit o închisoare! Frățioare, nu te pot ajuta, nici nu te ajutam, dă-te mă, neba. Bă, Iano! Bă! Bă, ochii acolo în față, nu, că dau fovul mai mare. Bro, acolo sunt niște ochi care se uită la mine! Bă, acolo sunt niște ochi care se uită la mine, deci eu trebuie neapărat să explorez chestia asta, bro! Bă, neapărat trebuie să explorez, ia acolo ce? Nimica, bun. Băieți, aoleu! Ce-am făcut? Am aruncat cu wooden spear. Ok, hai să vedem. Haideți să încercăm să intrăm aici. Nu știu dacă fac bine ceea ce fac. Bro, se aude ceva. Bă, cred că vine cineva. Bă, n-am vrut. Oh, no! Bă, n-am vrut să supăr pe nimeni.
Bă, pe nimeni, bă! Bă, pe nimeni n-am vrut să supăr, bă, lăsați-mă în pace, bro! Mamă, băiți, mamă, bă, să căcat pe mine de frică, vă zic sincer. Mamă, sună mare jumpscare. Mamă, sună, evadezi aia, sau ce genul. Deschide-te, mă, odată! Bro, ce-i asta, băi? Aoleu, mamă. Bă, să aleg acum în ce încăpere să mă duc, bă, mie nu-mi sună deloc mișto. Oricum, guys, în opinia mea, deci versiunea asta e bolnavă. Mamă, să intru acolo, băi, dar nu văd nimica, efectiv. Fiți atenți, spre măsură de precauție, dar nu ce să zic măsură de precauție. Aș zice să pun niște blocuri aici, doar că... Ce se întâmplă, bro, în cazul în care eu nu pot să mă duc înapoi? Și ce zic? Aoleu. Mamă, sunt mort, aoleu, lasă-mă, mamă, ce se întâmplă, bro, ce se întâmplă? Sunt înapoi. Băi, uai. Ok, n-a fost o idee bună să mă duc în partea aia, observ. Ia să mă... am închis ușa, nu? Da. Bă, da, eu sunt gerez. Aoleu, bă, ce-i cu tine? Băi, urâtule, bă, poate să treacă prin asta, nu cred. Stai acolo. Mamă, dar îl bate cineva. Bă, se bat în trei, bro. Ok, o să-i lăsăm pe acolo. Dar eu sunt gerez. Am plasture. Pe cap mi-a dat. Ok, de pe să aplic plasturele. Bă, e ciudat rău de tot, bro. Bă, vă zic sincer, e ciudat rău de tot. Hai să mergem în cealaltă încă pe data aceasta. Mama, aici presim ceva mai nașpa. Aoleo. O cameră acolo. Ok, o să mă duc în camera aia. Mamă. Aoleo! Aoleo, ce-s aia? Ce-i ăla, bro? Bă, ce-i ăla? Mamă, cred că te zudau cu el. A plecat, what? Pleacă, mă! Hai că vude în spirul meu, face ceva, mă. Aoleo, bă, aia forțează ușa. Bă, nu mai forța ușa. Mamă, bă, e compromisă situația, hai să mergem altundeva. Bă, e compromisă situația aici, vă zic de pe acum. Hai să mergem pe aici, bro. Bun. În partea aia e frățiorul ăla care țipa. Da, fiți atenți, guys, eu zic că toată lumea e de acord că ar trebui să-mi dau niște iteme din game mode, bro, ca să, cum îi zice, ca să fie treaba. Și zic să nu mor aici ca prost, așa că o să-mi iau niște diamond d-ăștia. Și bă, zic, ca să nu existe discuții, domnul asta, luăm și o sabie de diamond și uște gold de neple ca să putem să explorăm situația în d-astea. Dăm diamond și te luăm și un pickex. Bun, e perfect așa și dăm game mode 0 acum. Ok, guys, ne-am echipat de război. Băgăm un gheppel și dăm pe ei, bă. Hai, let's go. Să vă văd, ciudaților. Aoleu, bro! Mamă, ce-i cu ăsta? Mamă, bă, ce-i cu paianjenul ăsta ciudat? Du-te, mă, de aici. Ce-i aici? Aici e camera. Oh, aici e camera lui unu, bro. Bă, am dat de un... Mamă, ce s-a astea? Statistici, ia, ce scrie aici în statistici? Stonebricks, a, statistici, bro. Bă, băieți, bă, deci cred că am dat de o închisoare. Bă, e o închisoare, nu e o dăsta, nu e un, o biserică, cum am zis eu. Mamă, dar e gigantică, bro. Băi. Bro, mi-e frică, bă, să merg pe aici. Ok, acum am mai multe... Am mai mult curaj cu armura asta pe mine. Am ajuns undeva. Ok, aici e punct mort. Hai să-l primăm peste tot, să fim singuri. După o să mergem și mai jos pe acolo, desigur. Aoleo, aici cred că ea răspunde de ea. Hai, bă, să o dăm, hai. Au. Hai, da, mă.
Două, mă, două, 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 două. Mamă, mi-a dat un himomurt, m-a dat un himomurt. Du-te, 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 Marius, du-te, Marius. Punem, uite, așa, să nu poată să treacă. Bă, guys, eu zic că nu merită să mergem pe aici, adică, ia să vedem, poate găsim ceva. A, ok, mamă, că dacă aia face altceva, ce zic. Bă, dai ciudat rău de tot, bă. A, iară dăștea, mă. Păi, dar m-am plictisit deja de dăștea, mă. Ok. Haideți să-i lăsăm în pace pe urâție aia, bro. Hai să te... Hai că improvizăm ceva. Ok, și o să mergem acum jos aici. Mergem și mai jos, bro. Mergem și mai jos pentru că ne permitem. Ce e aici, bro? A, tot să știa, mă. Acolo în față ce e, bro? M-a ajuns și... Alea! Alea! Bro, 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 bă, ce faceți, mă, aici? Ok, ăștia zombii care sunt ținuți captivi aici. Dar ați văzut că când am intrat am văzut și alți... Mamă, bă! Bă, da... O să vină la infinitate? Aoleu, bra, 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 ce sunt ăștia, băi? Bro, de ce blocurile astea puse aici? Eu nu am fost aici. Băi, eu n-am fost aici, de ce sunt blocurile puse? Mamă. A, iară voi, mă, bă, mă, bă, mă, disperați, mă. Pă bune. Bă, băi, 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 bă, hai să mergem pe aici atunci. Mamă, bro, ce se întâmplă cu... Mamă, iară, spawnere, mamă, o să mor. Bă, băieți, bă, deci asta a fost moschee asta, moschee, deci, nu știu, biserică, închisoarea, încăsoare, deci toate combinațiile posibile, la ce vă gândiți mai rău. Astfel... Ia, cred că am găsit camera bossului. Sau? No. Astfel, guys, pentru că... Du-te, mă, de aici, mă. Ce e aici, bro? A, opa. Ia, mergem aici pe ăsta. Dacă nu găsim nimic, ieșim, bro. Bun. Guys, eu spun că dacă v-a plăcut și mai vreți să facem asta, deci vă zic cea mai ciudată experiență pe care am avut-o cu Minecraft-ul. Apăsați butonul de like și am putea să facem chiar o serie din jocul ăsta super, super ciudat. Nu mă așteptam să găsesc așa ceva, vă zic sincer. Mă așteptam să mă plimb, să văd niște mobi, dar nu mă așteptam să găsesc mare moschee. Am crezut că e moschee, după am crezut că e biserică, după e închisoare, toate combinațiile. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem cu noi cu episoade creepy noi. V-am pa pe toți, pa, pa.